primul vreau să știu de la tine de cât timp ești tu antreprenor și unde în diaspora ai început antreprenoriatul? Sunt antreprenor de aproape 4 ani de zile și am început în Elveția. De fapt, am venit în Austria, acolo am lucrat în construcții în principiu și acum lucrez în Elveția. Da. Cum ai început antreprenoriatul? La ce te-ai gândit? Mi-ai spus că ai o companie de robotică ceva, eu nu prea mă pricep în domeniul ăsta, dar sunt convinsă că o să-mi explici tu un pic. Cum am început sau ce fac? Cum ai început practic antreprenoriatul, de unde a venit ideea, că îmi povesteai mai devreme, vreau să-mi spui cam același lucru. În principiu, când am venit în Austria, ne-am gândit doar ca să venim pentru o perioadă, să ne strângem bani și să mergem în America împreună cu soția mea să studiem mai departe. Asta a fost gândul. Și am început să lucrez la cineva pentru, nu știu, 200 de ore pe lună și primeam vreo 1200 de euro în mână. Pentru mine erau mulți bani pe vremea respectivă. Bine, au fost câteva evenimente înainte în viață care așa. Și între timp a venit un bebe. Și atunci mi-am dat seama că dacă trebuie să rămân aici, în zona asta, pentru că acum e bebe și o să fie greu de mers mai departe, atunci eu vreau să am firma mea și a fost dorința mea foarte arzătoare asta să fac. Și pe vremea asta am descoperit și Uprisers și când am început să învăț despre antreprenoriat, pur și simplu mi-am dat seama că eu sunt făcut pentru asta. Asta e misiunea mea, calea mea e antreprenoriatul. Așa pot să slujesc și să servesc cel mai eficient la oameni. Așa mi-am descoperit că trebuie să-mi duc în direcția aceasta. Ce faci acum? Ce companie ai acum și cum ai ajuns să faci? Cum ai decis care este business-ul pe care ar trebui să-l dezvolți? Eu cred că decizia nu este grea pentru că omul face în mod instinctiv lucruri pentru care este creat. Indiferent de industrie, indiferent de ceea ce faci tu practic, în mod normal și automat, ca și floarea soarelui, te îndrepți către misiunea ta. Asta e filozofia mea. În momentul de față, compania mea se ocupă în principiu de roboți industriali de vopsit. Suntem pe cale să construim primul startup de robot as a service, adică robot ca un serviciu în Europa. Conceptul acesta există deja în America și noi vrem să aducem în Europa pentru că sunt atât de mulți oameni care lucrează în condiții periculoase. Doar în domeniul nostru al vopsirii, un vopsitor are 70% mai multe șanse ca să aibă cancer la plămâni decât un om normal și nu sunt muncitori. În Germania, doar în Germania sunt peste 450.000 de joburi la care nu se găsesc personal. Adică nu se pot umple și așa am venit noi cu soluția, ok, și pe baza macroeconomică, adică situației macroeconomice în ultimii 2-3 ani, când am început startup-ul acesta a fost, nu sunt oameni, sunt prea puțini bani sau banii se devalorizează și oamenii lucrează în condiții dificile și așa am venit, ok, trebuie să aducem roboți, dar roboții nu au voie să coste sute de mii de euro, trebuie să coste mai puțin decât salariul unui muncitor sau cel puțin maxim cât salariul unui muncitor și așa s-a născut ideea ca să facem treaba asta. Oricum, da. Nu ai avut până acum pe nimeni care să-ți spună că fur locurile de muncă ale oamenilor, că din cauza asta o să fie mai puține locuri de muncă? Ba da. În principiu am câțiva concurenți. Primul concurent, cel mai mare concurent este mentalitatea aceasta, mai ales care vine la prima vedere pentru muncitor, că wow, îmi fur jobul, ce se întâmplă dacă îmi fur jobul? Nu e adevărat, adică pur și simplu îi schimb jobul, adică nu sunt oameni și pe el îl scoți din zona operațională și îl faci șeful roboților. Pentru că tu oricum tot ai nevoie de know-how-ul lui, tot ai nevoie de el ca să gestioneze procesul, dar eu cred că noi ca și umanitate am ajuns deja la punctul cu tehnologia că nu mai trebuie să facem joburile repetitive care poate să facă mașinăriile, ci noi putem să facem niște chestii foarte creative. Și cu cât reușim să automatizăm mai mult joburile repetitive în care n-ai nevoie de creier, cu atât oamenii sunt nevoiți și chiar forțați să-și folosească creierul și să ducă umanitatea mai departe, pentru că ei fac joburi creative, nu mai fac joburi repetitive. Ăsta e prezentul. Asta e prezentul. Asta e ceea ce vezi în orice companie unde se automatizează, oamenii lucrează mai fericiți, adică wow, sunt roboți. la firme mari, la firme mici, proprietarii sunt extraordinar de fericiți. De senzația aia după ce instalăm un robot și vedem pe el și zic, wow, în sfârșit am reușit să-mi cumpăr un robot de $500.000 care îmi lucrează mie în fabrică și am o fabrică robotizată, e super faină senzația. Și eu cred că toți oamenii aceia care înainte erau preocupați cu test-urile alea, hai, acum vopsesc, acum șlefuiesc, acum trebuie să bat cuiul, el pur și simplu se trezește că, ok, trebuie să fac de azi muncă intelectuală. Trebuie să gândesc procesul acesta de vopsire, cum să fac eu de 5, 6, 10 ori mai mult, în același timp, folosind toate resursele pe care le am. Roboții, materialele, vopseaua, scândura, nu știu ce mai e acolo. Cum să le folosesc în așa fel încât să fie eficient. Și oamenii, da, sunt forțați să se dezvolte, sunt forțați să facă altă muncă, dar nu mai mor la 40-50 de ani din cauza, nu știu, câtor boli. Adică 2.500.000, 2.500.000 de oameni mor anual din cauza bolilor de la job. Spune-mi, cum ai ajuns să ai această companie? De unde a început tot? A început într-o duminică în care povesteam cu soția mea și ziceam, ce vreau eu să fac, măi? Stăteam în Austria și din geam se vedea Elveția, era 10 km până la vamă și mereu ne uitam. Și am zis, Larisa, știi ceva, eu visez ca să trăiesc în Elveția și să am propria companie în Elveția. Asta e visul meu și să devenim mari și să facem lucrul acesta. Și zicea Larisa, păi ce te oprește să faci treaba asta? Și asta m-a făcut atât de mult click și după aceea, chiar cred că în ziua aceea m-am uitat la cursul că din Delta Prenor iau un video al lui Lorna în care zice care e visul tău nesimțit de mare. Și acela era visul meu. Și mi-am dat seama, wow, deci eu aș putea să deschid o firmă, dar oare nu se vând firme din astea? Adică nu se caută măcar CEO-ul acolo și ce mă costă să încerc? Și am intrat pe un marketplace și am văzut, măi, este o firmă de vânzare chiar aici, dincolo de graniță, vedeam orașul respectiv în care era firma și am văzut că ei caută acolo un CEO care să le și cumpere firma. Și nu aveam nici CV până la momentul de față. Mi-am făcut CV, am scris un e-mail în germană, așa, mai de șantier, că nu știam foarte bine, am învățat la școală. Cred că am abilitatea să învăț repede, de atunci nu mai am problema asta, dar atunci am scris, vroiau să vorbesc franceză, nu știam franceză, germană, perfect, engleza nu era problemă și am scris mail-ul. După ce am scris mail-ul nu am mai vrut să-l trimit, ziceam mă fac de râs și am trimis e-mail-ul, dar i s-a spus nu mai ai nimic de pierdut, trebuie să trimiți și după aceea... După vreo 3 săptămâni mi-au răspuns că am fi curioși să te cunoaștem. Și am mers la interviu, mi-a spus, ok, noi vrem 1,5 milioane pentru firmă, avem asta clădirea, atâta, 3.000 de clienți în Elveția, cam asta facem. Și ne-am zis, fiți atenți, eu nu am 1,5 milioane, dar dacă îmi dați 3 luni de zile ca să vă demonstrez ce pot să fac eu cu firma asta, eu nu știam doar că există o platformă, Uprisers, în care pot să învăț totul despre antreprenoriat și aveam în mine același drive pe care am și acum și cred că cel mai mare asset, ca să mă duc și să schimb lumea, să fac, adică să iau tot ce pot de acolo, 150%, nici ce nu este încă acolo și să implementez în firmă și în 3 luni de zile să fac revoluție. Nu s-a întâmplat revoluție în 3 luni de zile. Nu am făcut nu știu ce chestii, pur și simplu drive-ul și spiritul care am adus eu în firmă i-a fermecat pe bătrâni. Erau 2 bătrâni elvețieni și toată firma era elvețiană și următorul în vârstă după mine avea 45 de ani. Deci toți erau aproape de pensionare și toți elvețieni. Și drive-ul acela era, cred că, molipsitor, care am zis, ok, hai, facem, schimbăm, uite ce am putea să facem și a fost... fain, am descoperit online-ul, am început să facem marketing online, am mutat, pe atunci nu venea nimic din marketing. Astăzi cred că 65 până la 70% din cifra de afaceri pe acel segment, pe acel business vine deja din online. Și online marketing, exact. Și a fost foarte fain. Între timp am cumpărat firma, am făcut 10x la firma respectivă, adică Dacă făcea atunci 15 milioane ofertat într-un an, acum ofertăm aproape 20 de milioane într-un an. Dacă lucram doar în Elveția și average, adică suma medie de facturi era probabil 3.000 de euro, 2.000 de euro, acum este suma medie de facturare 50.000, 60.000 de euro. E fain journey-ul acesta. Da. Cam... Unde vezi că vrei să ajungi? Asta a fost visul cel mai mare. Care este acum visul cel mai mare? Dacă mai este. Da, vrem să ajungem global și vrem să schimbăm total felul în care lumea produce și să dăm acces tuturor filmelor, dar tuturor filmelor din această lume la tehnologie high-tech. Asta e visul nostru și cred că visul a evoluat odată cu evoluarea mea sau creșterea mea. Pentru că nu există ceva mai fain decât să te conectezi cu viziunea ta globală și să vezi, ok, cum poți să am impact global, cum poți să servezi la cât mai mulți oameni. Adică dacă la început viseam ca să nu mai fiu sărac și să am un salariu elvețian, wow, astăzi visez să impactez cât mai mulți oameni, să ajungem global, să ajungem să scalăm cât mai repede și să servim într-un mod mult mai autentic și să rezolvăm probleme mult mai acute. La început, problema noastră era cum să facem să vindem mai mult, cum să facem campania asta să vindem mai mult și acum ne gândim, ok, cum să facem compania aceasta ca să servească la milioane de oameni. Ce ai sfătui un antreprenor la început de drum? Care crezi tu că ce ar trebui să facă și ce ar trebui să nu facă? Ce greșeli crezi tu că ar trebui să evite? Cred că nu trebuie să evite greșelile, pentru că ele sunt cele mai bune metode de creștere. Eu cred că e cel mai profund exemplul lui Steve Jobs, care trebuia să fie dat afară de la Apple ca să învețe o lecție prin Pixar și să devină miliardar prin Pixar și să vină înapoi în Apple și să facă din el ceea ce este și astăzi. Și asta cred că, în primul rând, trebuie să te conectezi cu viziunea ta, de ceul tău. Acela este primul punct. Nu începe un business doar că merge treaba asta și o să fac din asta business. Nu. Ce vrei să schimbi în lume? Pentru ce faci? Care e misiunea ta? Care e chemarea ta? Care e drumul tău? Să știi să conștientizezi, să lucrezi cu credințele tale, să lucrezi la mindset-ul tău, nu că poți să fac tot și crede-mă că poți, nu poți totul și ești slab și poți să faci greșeli, dar cred că primul lucru e să te găsești pe tine și să-ți găsești de ceul tău și după aceea să te înconjori de oameni, în primul rând de acei oameni care seamănă măcar cu omul care vrei să devii în 5 până în 10 ani. Asta e foarte puternic. Dacă nu poți să te înconjori cu ei în mod fizic, citește autobiografii, citește biografiile oamenilor care au schimbat lumea și au fost acolo în nișa ta. Dacă ești medic, acei medici cum au impactat lumea? Caută oamenii care te inspiră. Asta e al doilea pas și al treilea pas, învață. O să vină lucrurile. Ai curaj și ai răbdare, că lucrurile au nevoie. E și un drum. Nu poți să... Unii zboară, da, fac salturi foarte mari, dar exact, răbdare. Și legat de salturi și cum să crești repede, îți povesteam înainte de interviu ideea aceasta. Cu cât îți crești gândirea, cu cât deblochezi anumite blocaje emoționale, cu atât cresc lucrurile din jurul tău. Și cred că acolo e cheia. Dacă aș fi știut treaba asta, că eu nu... De curând am avut o finanțare de 1.000.000 de euro cu o bancă și eu înainte nu înțelegeam de ce mă lovesc, dar am început să lucrez cu coach, să lucrez cu diferiți oameni care știam, ok, psihologi care sunt pe domeniul acesta și m-am focusat foarte mult pe mintea mea. Până eu nu am acceptat și nu am rezolvat în mintea mea, ok, eu pot să primesc ăștia 1.000.000 de euro pentru că 1, 2, 3 și nu am rezolvat blocajele respective, banii nu veneau. Mereu apăreau probleme. Business case-ul arăta perfect, totul era perfect, dar nu venea banii. Dar în momentul când deblochezi lucrul acela, ce se întâmplă aici e ceva aproape magic, că lucrurile din jurul tău se alinează. Cu cât ești tu mai alineat cu misiunea ta și cu obiectivul pe care vrei să-l atingi acum, aici, sau într-o săptămână, într-o lună, cu atât se aliniază lucrurile din jur.